alături de voi din nou Super Oana. Astăzi, inimioarele mele vom face din nou ceva super tare, un interviu. Vă știu plăcerile de pe canalul meu. Așa, dacă v-aș întreba o întrebare, eu așa, ce alegi, burger sau pizza? Păi, voi ce răspunde? Da, știu, este greu. Păi, iată, o să întrebăm astăzi oamenii, ca să vedem ce aleg ei. Poate leg amândouă, poate leg pizza sau burger. La final o să le gustăm pe amândouă. Eu sincer să vă spun, nu prea știu care să o aleg. Deci, eu la final cred că o să vedem numărul de la oamenii care au ales burger sau pizza. Și să vedem care oamenii au ales mai mult, păi eu o să mănânc. Sau nu știu, poate amândouă, depinde. Bună, vă să te întreb întrebare? Da. Ce îți place mai mult, burgerul sau pizza? Pizza. Mulțumesc pentru răspuns. Bună. Bună. Poți să dau o întrebare? Da. Ce îți place mai mult, pizza sau burger? Burger. Foarte bună alegere. Pa! Pa! Vai, văd în apropiere un teren foarte micuț, așa mini, pentru copii, cred că aici o să avem mult. Scuze, poți să te întreb întrebare pe vlogul meu? Ce-ți place mai mult, burger sau pizza? Mulțumesc pentru răspuns! Băiatul acesta a ales burger. Avem un persoană care a ales pizza și două persoane care a ales burger. Ce alege, burger sau pizza? Pizza. Ține pauză la sport. Poți să dau o întrebare? Ce alege, burger sau pizza? Burger. Foarte bun alege. Hai să vedem ce este la târgul ăsta, dar cred că o să vedem și cea mulți mâncăcioși. Bere, fructe, wow! Dar și sucării! Bună, poți să-ți spun o întrebare? Da! Ce alegi, burger sau pizza? Pizza! Mulțumesc pentru răspuns, ai o alegere foarte bună! Mersi! Bună, poți să-ți dau o întrebare? Da! Ce alegi, burger sau pizza? Burger! Mulțumesc pentru răspuns, ai o alegere foarte bună! Bună! Salut! Ai o bicicletă foarte frumoasă! Mulțumesc! Poți să-ți dau o întrebare? Da! Ce alegi, burger sau pizza? Pizza! Mulțumesc pentru răspuns! Ce alegi, burger sau pizza? Burger! Dar tu ce alegi? Pizza! Mulțumesc pentru răspuns! Poți să-mi pun o întrebare? Ce alegi, burger sau pizza? Facem o mică pauză, că am auzit atâta burger, pizza, toată ziua am auzit aceste chestii. Păi, acum facem o mică pauză, dar nu mâncăm burger, pizza, dar mâncăm înghețată. Bună ziua, vreau o bire de înghețată de mango. Super înghețată! Mi-am luat așa o înghețată de mango, adică de fructul pasiunii, dar are același gust, serios. Și, păi, acum filmăm un vlog super, super fain. O să-l vedeți în curând pe canalul meu, Super Oana. Mă scuzați, vorbiți în română? Da. Poți să vă pun o întrebare? Da. Ce alegeți, burger sau pizza? Burger. Mulțumesc pentru răspuns. Cu cerere. Spre sfârșit am ajuns la mec. Păi, cred că aici sunt deja răspunsurile evidente. Burger. Dar, mai bine, poate cineva a venit, dar că era foarte foame, dar îi place pizza. Ne-am găsit. Poți să vă pun o întrebare? Da. Da. Ce iubiți mai mult, burger sau pizza? Burger. Mulțumim pentru răspuns. Deci, am finisat vlogul aici la McDonald's. Mai mult interviu. După o să plecăm să mănânc
și burger, dar și pizza. Dar mai întâi să-mi scrieți voi în comentarii câte bucătărie este pentru pizza și burger. Și am ajuns acasă și continuăm video cum o să ne facem burgerile noastre personale. L-am aici pe Dragoș. Așa, acum o să facem și noi burgerile noastre ca să înțelegem care ne place mai mult, burger sau pizza. Așa. Aici avem cașcaval, aici avem două chifle. Avem și un sos de casă, natural. Da, noi nu folosim maioneză, ketchup. Așa. Avem un alt fel de frunze, dar la fel da, de bune. Da, foarte și... bune. Și roșii, dar nu o să le folosesc, el îi adoră. Aici avem două burjoare de diferite feluri, dar amândouă sunt aceeași gust practic și sunt foarte gustoase. Ok, haideți să începem, Dragoș. Stați să aduc încă o lingură. Eu voi începe. Să pun pe partea mai mică, ketchup sau sosul acesta. Eu să încep cu... Voi ați făcut vreodată burger de casă? Noi am mai făcut. De multe ori. Da. Nu prea practicăm de asta prin ordine. Eu zic să punem salata. Da, și după punem carne, eu zic. Frunza de salată. Da. Hai să începem. Ok. Așa. Hai să aranjăm ca la restaurant. Păi ne mâncăm ca la restaurant. Ne-am deschis make-ul nostru. Acum este timpul de cașcavalos. Așa. Și adăugare ce să mai adaug? Mai pun câteva roșii. Deci mai pun roșii. Așa. Eu să mai pun puțin gheață. Și acum momentul pentru care toți am așteptat. Oana? Burgerul! Da, trebuie să le punem la puțin la încălzit, dragul zic. E rece. Wow, ce mare e meu. O, ce bine arată. Haideți acum să-l punem la încălzit puțin, un minut. Hei, pentru cei care mănâncă și se uită la video ăsta, poftă bună! Da, dar cei dacă le facem poftă, ne pare rău, dar suntem puțin flămânzi. Dar și eu zic că am eu plin. Bă, dar e corect. Sunt mai mică. Haide să scoatem și să le gustăm. Arată ca Big Mac-ul de la Mac. Și atât arată ca burgerul cu cașcaval Mac-ul de la Mac. Hai să gustăm, Dragoș. Da, haide. Știi ce n-am pus? Că trebuie să mărdeam, dar noi le scoatem și așa. Hai. Știi ceva? Nici nu cred că mai vreau să testez pizza. E mult prea bun. Da. Noi votăm pentru burger. Nu știu, cred că o să ajungem azi la pizza, dar noi cu siguranță alegem burger și mai ales de casă. Poftă bună și pa, pa! Pa! Nu uitați de like și subscribe!